Salutare tuturor, sunt Andrei Cristian și astăzi vorbim din nou despre motoarele diesel. 4 motive pentru care șoferii nu mai vor mașini cu motoare diesel. Dacă o să-ți placă acest video, nu uita să-i dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Mașinile cu alimentare pe motorină se află în centrul atenției în ultima vreme. Și nu este vorba despre vreo răsturnare de situație în ceea ce privește interzicerea lor. Am citit de curând un material despre cei care își îndreaptă atenția spre mașinile cu motoare diesel. Autoritățile din multe state europene sunt pe cale să interzică mașinile care se alimentează cu motorină și, probabil din această cauză, există mulți șoferi care nici nu iau în calcul o mașină diesel atunci când vor să-și schimbe autovehiculul. Da, mulți șoferi nici nu vor să audă de diesel. Unii au început chiar să urască din tot sufletul aceste tipuri de mașini. Să vedem împreună care sunt principalele motive pentru care mașinile diesel nu mai sunt îndrăgite. E bine, principalul motiv este că riști să fii discriminat. Chiar dacă vi se pare un pic ciudat, există anumite țări în care mașinile cu motor diesel sunt privite cu ochi răi. De fapt, dacă stăm bine și ne gândim, anumite țări din Europa duc deja o luptă pentru interzicerea acestor tipuri de mașini pe șosele. Așa că e posibil ca locuitorii anumitor state să se uite urât la voi dacă vă aflați într-o mașină diesel. Costuri de întreținere mai mari. Majoritatea dealerilor auto cer un preț mai mare pentru mașinile cu motoare diesel, pentru că acestea au un consum mai mic și spun ei suma plătită inițial se amortizează mai rapid. Ceea ce mulți șoferi susțin este faptul că mașinile cu motoare diesel solicită și mai mulți bani în timp, pentru că întreținerea unei mașini cu alimentare cu motorină este mai costisitoare. Piesele sunt mai scumpe, dar și manopera, pentru că mecanicii susțin că e muncă mai migăloasă la o asemenea mașină. Motoarele diesel au piese mai multe și sunt mai complicate din punct de vedere tehnic. Aceste piese, care de multe ori pot să pară mărunte, sunt cam costisitoare dacă le adunăm. Consumul mic? Un mit. Se spunea în trecut că mașinile cu motor diesel sunt cele mai economice, dar acest lucru nu mai este valabil acum, în zilele noastre. Mașinile cu alimentare pe benzină au devenit atât de avansate din punct de vedere tehnologic, încât au ajuns să consume la fel de puțin. Așa că acest argument nu mai este deloc valabil, din păcate, pentru unii. Mașinile cu motor diesel scot zgomot și sunt mai murdare. Indiferent de ce spun unii, mașinile cu motoare diesel sunt mai murdare, mai ales după câțiva ani de folosire. Trebuie să spunem lucrurilor pe nume, motorina este un combustibil murdar. Și da, mașinile din ziua de astăzi au în dotare anumite tehnologii care captează funingirea și reducerea emisiilor, așa numitele tehnologii clean diesel. Dar în piață există multe mașini mai vechi care poluează considerabil. Am văzut cu toții, cred, mașini care scot în urma lor adevărat nori de fum negru. În plus, mașinile cu motoare diesel se știe că sunt foarte zgomotoase, iar acest lucru se pare că deranjează din ce în ce mai multă lume. Ei bine, acestea au fost cele 4 motive pentru care șoferii nu mai vor mașini cu motoare diesel. Dacă ți-a plăcut acest video, nu uita să ne dai un like și să te abonezi la canalul nostru. Pe curând!